s-a răstignit pentru noi, în sine reconciliat, și a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri, și și-a adevărat a Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și față fie. Amin. Te-ai iubit cu Hristos și te închin lui, mă-nchin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trăimii cele de o ființă și de despărțire.